Această seară, după un weekend extrem de complicat și un weekend în care, iată, președintele Klaus Iohannis a anunțat această stare de urgență care s-a materializat astăzi sub forma unui decret pe care sunt sigur că l-ați aflat. Vrem să începem cu această temă și avem doi doctori, două somități ale medicinei care vă vor oferi informații extrem de importante pentru dumneavoastră. Unul dintre ei îl știați în momentul în care a fost vorba de tratarea lui Mihai Țăneșu, celebrul fotbalist român aflat într-o situație foarte grea, cel care a fost alături de Michael Jackson și care, iată, este în această seară alături de noi. E vorba despre domnul doctor Alexie, care din Statele Unite, în exclusivitate pentru dumneavoastră, vă propune să intrăm în direct și să aflăm multe lucruri despre ceea ce dumneavoastră trebuie să faceți și trebuie să schimbați în viața dumneavoastră chiar din această seară. Soluția este că dacă n-ați schimbat anumite lucruri, dacă vă uitați în jur și vi se pare că încă mai merge, să știți că nu mai merge. Uitați-vă că zilnic într-o țară numită Italia mor minim 300 de oameni. Până când va ajunge aici, dacă suntem inconștienți, va fi foarte puțin. Până atunci însă, domnul doctor Alexie este alături de noi și în această seară îi mulțumesc foarte mult că, iată, și-a rupt din timp că este alături de noi. Bună seara, domnul doctor! Bună seara! Bună seara! Vreau să transmit tuturor românilor. Din păcate, nu pot să vă văd. Noi vă vedem foarte bine, domnul doctor. Să știți că toate lucrurile sunt bune, imaginea este perfectă. Dacă nu ne vedeți, să știți că suntem vocile care o să vă întrebe anumite lucruri. Vă mulțumim foarte mult. Vă rog să transmiteți mesajul către români. Deci, în primul rând, vreau să transmit multă sănătate la toți românii de pretutindeni și vreau să transmit mult respect și multă simpatie tuturor medicilor și cadrelor medicale care sunt într-o situație foarte delicată. Au o misiune extrem de grea. Așa este. Să trateze pacienții de această pandemie. Vreau să vă spun că și noi ținem legătura cu foarte multe cadre medicale din România, din zonele cele mai importante, și ceea ce se întâmplă în acest moment este cu siguranță cea mai mare încercare pe care istoria modernă le oferă medicilor din întreaga lume și sunt convins că sunteți de acord cu mine. Aș vrea să vă întreb câteva lucruri, domnul doctor, mai ales că apar tot soiul de informații și cred că e bine să vorbim. În primul rând, astăzi am citit undeva informația că ibuprofenul face mai mult rău decât bine în momentul în care se tratează coronavirusul. Cred că toți românii care ne urmăresc în acest moment doresc să știe amănunte importante despre ce tratament să urmeze. Este adevărat sau nu e adevărat, domnul doctor? Este adevărat și motivul pentru care este adevărat, pentru ibuprofenul și alte antiinflamatoare o să ușureze capacitatea organismului să lupte împotriva infecțiilor. Bun. Deci organismul luptă împotriva infecțiilor prin un sistem complex care se numește sistem inflammatory response syndrome. Și steroizii împreună cu ibuprofenul pot să mișoreze sistemul acesta. Bun, iată o informație foarte interesantă. Denotat și de reținut. De reținut, pentru că altfel, știți foarte bine, au apărut foarte multe informații în fel și chip. La un moment dat circula, era viral prin România, o așa zisă scrisoare din partea unui așa zis doctor de la Spitalul Gerota, care spunea că vitamina C este foarte importantă în această perioadă. Domnul doctor, ce ne recomandați în această situație? Și vă cer acest lucru pentru că mesajele dumneavoastră au devenit virale în România și oamenii vă urmăresc cu multă încredere, multă simpatie și multă speranță. Deci am făcut acel videoclip ca să ajungă viral, să încerc să spun puțină informație. Despre vitamina C, acum se face un studiu în China cu vitamina C intravenoasă la niște doze imense, adică 24 de grame de vitamina C pe zi. Deci gândiți-vă că pastilele cele mai mari au doar un gram și este doza intravenoasă. Aceasta este bazată tot pe situația că vitamina C ar avea niște proprietăți inflamatoare, fără aia mai e că se ajută dacă oamenii au o pastilă sau două, decât dacă au carențe de vitamina C. Bun, prin urmare, nu este o soluție nici vitamina C, pentru că la un moment dat am vrut din farmacie să iau vitamina C, că știam că la răceală e bună vitamina C. Da. Au dispărut lămâile din magazine, eram într-un magazin, domnul doctor, și la un moment dat, ca prin minune, au apărut niște lămâi, ca să înțelegeți ce se întâmplă în România. Și oamenii din jurul meu au început să dea telefon, vină repede că sunt la lămâi, la maghieru. Și au apărut brusc foarte mulți oameni în magazin, ca să înțelegeți în ce stare de isterie și de panică se află România în acest moment. Dar apropo de alimentație, aș vrea să vă întreb, pentru că România în acest moment, sau oamenii din România, și-au umplut cămările cu conserve, cu făină, cu mălai,
cu tot ceea ce s-a putut, cu supă de asta instant, cu foarte multe alimente, care în afară de faptul că au conservanți cât trei elefanți la un loc, par să țină mai mult, pentru că pare să vină urgia. Domnul doctor, ce avem noi de făcut în această situație, apropo de alimentație? Din punctul meu de vedere, oamenii trebuie să se alimenteze normal ca și înainte. Bineînțeles că iarna sunt mai puține vitamine în mâncare, pentru că nu sunt fructe și legume proaspete. Dacă ar putea să iau o pastilă cu multe vitamine o dată la zi sau o dată la două zile, cred că n-ar strica. Sunt mare specialist în nutriție și tot ce spun din experiența mea și din câte știu, poate că voi spune și lucruri controversiale și o să vă spun mai târziu, lucruri pe care nimeni de fapt nu le știe cum sunt. Perfect. Vreau să vă întreb... În continuare sănătos. Absolut. Și să fim atenți. Doamne ajută. Care este situația în America? Pentru că am văzut imagini în care, iată, panica a ajuns, se pare, și către Statele Unite, unde era puțină relaxare acum vreo săptămână sau două, dacă mă întrebați din amănuntele pe care le aveam. Și vreau să vă întreb care este atmosfera după ce, iată, s-a declarat și președintele Trump a declarat această stare de urgență acolo. Avioanele către Europa s-au anulat, inclusiv în insulele britanice, și atunci vreau să vă întreb care este atmosfera și ce se întâmplă, pentru că România a privit întotdeauna cu încredere către Statele Unite. Deci situația este destul de fluidă, se schimbă lucrurile și la noi, a început lumea să intre în panică, au început să golească magazinele, nu să le golească, dar să cumpere foarte multe lucruri, inclusiv mâncare și hârtie igienică. Nu pot să vă dau amănunte pentru că eu nu merg la cumpărături. Minunata mea soție face toate cumpărăturile, dar mi-a spus că se vede că nu mai e cum a fost. Nu mai e cum a fost. Soția dumneavoastră... la panică așa acolo. Deci sunteți o familie, ca să zic așa, în prima linie, soția se întâlnește cu supermarketul, adică cu posibilitatea de a întâlni microbul și probabil că se dezinfectează, iar dumneavoastră sunteți chiar față în față cu pacienții. Apropo, cum vă dezinfectați și cum țineți mediul curat în jurul dumneavoastră, domnul doctor? Deci vreau ca toată lumea să știe, din România, din America și unde, după părerea mea, acest virus nu poate să fie controlat și nu ne putem izola, cum scrie cartea, niciunde în lume, în America. De aceea, prevenția era lucrul cel mai important și mă bucur că au declarat starea de urgență. Eu am încercat în ultimele două săptămâni să comunic cu câteva persoane, că n-am vrut să ajungă și România ca Italia. Dacă vă gândiți, acum 6 săptămâni, Italia era unde suntem noi acum. Așa e. Aveau câteva sute de oameni, noi avem în afară, în America, câteva sute și nu era speriat. Deci eu nu cred că e mare lucru. Problema e că virusul ăsta are o mortalitate de 10 sau de 20 de ori mai mare decât virusul de gripă. Și de fapt am făcut chiar astăzi niște calcule și mortalitatea în Italia a fost 6%, deci închipuiți-vă. Gripa are 0,1%, deci mortalitatea în Italia este 60 de ori mai mare decât gripa. La noi în America, după ultimele calcule pe care le-am făcut, în jur de 2,5 sau 3%. Ei zic că e 1% sau 2%. Dar părerea mea e că mai bine să fim siguri și să facem proverbul acela. Faza bună trece prin meditarea. Așa este. Cei care tastează pe Google numele dumneavoastră, domnule doctor Alexie, v-am văzut într-o fotografie cu celebru fotbalist, un exemplu de voință și de putere, Mihai Țăneșu. Cum ați lucrat cu Neșu și cum a fost întâlnirea cu el și cum este el? Cum ați lucrat cu Mihai Țăneșu? Deci Mihai Țăneșu a făcut un mic videoclip care este pe canalul meu de YouTube și pot să spun ce a spus și el, nu să vă dau alte mănunte din cauza secretului medical. Dar Mihai Țăneșu este un om extraordinar. Eu am cunoscut multe vedete și americane și și români. Mihai Țăneșu este un tip extraordinar de respectos, de drăguț, de optimist, de muncitor. Nu mai am cuvinte să-i spun cuvintele. L-am întâlnit în Las Vegas când venise în vizită și s-a îmbolnăvit cu prietena de-a noastră comună, Georgiana Donatelli. M-a rugat să vin să-l văd. L-am tratat, s-a făcut bine și de atunci am rămas prieteni și continui să-l ajut cu alte probleme pe care le are, un fel de telemedicină, cum am zice, și este foarte bine, se simte foarte bine. Dacă vreți, pe canalul meu de YouTube este un filmuleț pe care l-a făcut el ca să și eu să discut aceste chestii despre el. Foarte bine, așadar intrați pe canalul de YouTube al domnului doctor Alexie. Am o întrebare care încă nu a fost lămurită. Cu fiecare om cu care vorbesc apare o altă variantă.
Întrebarea este cât rezistă acest virus pe anumite suprafeți. Am auzit ore, am auzit zile, am auzit săptămâni, am auzit minute, mai rar minute. Domnul doctor, cât rezistă acest virus COVID-19 pe anumite suprafețe? Vă rog să detaliați acest lucru, că este extrem de important. Deci în aer. Nu mai vorbesc de... Și în aer, e adevărat, evident. Ce informații aveți pentru noi? Deci m-am informat și eu cât am putut de bine. Bineînțeles că informațiile se pot schimba de la o zi la alta. Nimeni nu este sigur, dar din ce am găsit eu, din niște studii făcute în America și am impresia și în Europa, pe suprafațele care sunt foarte clare, foarte lucioase, pe plastic și pe oțel, poate să trăiască de la 2-3 zile. Pe cartoane și hârtii, materiale mai poroase, se pare că nu trăiește mai mult de o zi. Iar dacă considerați cuprul, care e un metal folosit în medicină, acolo peste nu trece decât 4 ore. Dar, foarte important, infectivitatea virusului se micșorează pe măsură ce timpul trece. Deci dacă cineva strănută și scuipă pe o suprafață de inox și cineva vine imediat în prima oră sau două și face contact, poate să se infecteze. Dacă vine peste zi sau două, nimeni nu știe dacă virusurile sunt așa de puternice, mai infecteze pe cineva. Dar le putem detecta. Bun. Am înțeles. Foarte face interesant. Sens. Face. Foarte utilă. Da, face sens. Bun. Domnul doctor. Am uitat să vă spun. La noi în Nevada nu prea mai există berea Corona. La voi mai există? Există. Să știți că sunt foarte mulți oameni pe Instagram care se fotografiază cu această bere. Am chiar un prieten, Claudiu Adam, care și-a pus un fel de mască, dar era de fapt altceva. Prin urmare, săraca bere o să aibă o problemă în această la perioadă. La noi nu mai există drojdia. Chiar voiam să vă întreb dacă este bună pentru imunitate, așa cum se spune, pentru că s-au epuizat stocurile de drojdie. Eu am fost să cumpăr personal astăzi drojdie și n-am găsit pe nicăieri. Oamenii o iau pur și simplu pentru a o ingera ca să ridice imunitatea, așa se spune. Nu știu, nu pot să răspund, nu știu. Bun. O să ne mai informăm, să mai vedem. La un moment dat s-a ajuns și la drojdie. Avem foarte mulți dintre noi, dintre cei care urmăresc, avem copii. Foarte multe, de cel puțin două vedete care trebuia să fie la noi în studio în această seară, ne-au spus, te rog să mă crezi, aș veni de dragul vostru, dar am copii și nu-mi permit să risc. Ce trebuie să facă părinții care au copii, astfel încât copiii să fie tot mai protejați? Și trebuie să iasă, deci, ca și noi. Din punctul de vedere al acestei infecții, chinezii au făcut un studiu la începutul lui ianuarie și în primele 15 zile din ianuarie au internat 360 de copii, dintre care 1,6% și mai precis 6 au avut coronavirus. Din ăștia 6, unul singur a ajuns la terapie intensivă. Deci copiii se pot și ei îmbolnăvi și chiar grav. Deci știu eu și încă o dată, nu pot să citesc în fiecare zi toate informațiile și nu sunt acum specialist la coronavirus, dar pot să spun că știu destul de mult. Niciun copil, din câte știu, sub 8 sau 9 ani n-a murit. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că gripa normală omoară mulți copii mici de un an și de o jumătate de an, poate chiar de 2 ani. Bun, o informație foarte interesantă. Ce facem însă cu persoanele în vârstă? Trebuie să pur și simplu să izolăm? Persoanele în vârstă sunt la mai risc, mult mai mare decât copiii. În China, persoanele peste 80 de ani, mi se pare că au avut o mortalitate de 18%. Deci 18% înseamnă 180 de ori mai mare decât virusul de gripă. Domnul doctor. E problemă cu persoanele bătrâne, le-aș sfătui să stea cât mai mult în casă, să evite să se contamineze de la persoane bolnave, pentru că dacă îmi dați și un minut, vă spun câteva calități ale acestui virus. Vă rog. O să spun? Da, vă ascultăm. Deci acest virus este foarte deosebit de virusurile dinainte din clasa coronavirusuri. Se răspândește foarte repede și se răspândește cu o mare rapiditate de la persoane care încă n-au simptome. În general, virusurile se răspândesc și se face o epidemie. Cineva deja are simptome și persoana respectivă o pot izola, crezi că e bolnav. Dar coronavirusul acesta, care de fapt se numește SARS-CoV-2, nu COVID-19, este diferit. În afară de asta, problema acestei epidemii și pandemie este că noi nu avem niciun tratament pentru acest virus. Da, domnul, stați o secundă, nu avem niciun vaccin. Nu mai aud pe domnul azi, doctor. Haideți să luăm o pauză de publicitate și refacem... Refacem este total deosebit și această pandemie
este și ea deosebită. În primul rând, virusul răspândește foarte repede de la persoane care nu au niște simptome. În al doilea rând, nu avem tratament și în al treilea rând, nu avem vaccin. Azi s-au început studiile pe un vaccin în Seattle, Washington, au vaccinat 4 persoane, dintre care un inginer de la Microsoft. Cea mai mare problemă este că nu avem nici echipamentul necesar, este lipsă de măști, este lipsă de ochelari și de echipament și virusul se va transmite în continuare. S-a făcut un studiu pe unul din vapoarele acelea de croazieră în care s-au analizat toți pacienții și numai 50% dintre infectați au simptome. Deci gândiți-vă, sunt 100 de infectați, 50 se plimbă printre ei și nu au nicio simptomă și pot să transmită virusul. Acum am două controverse, sau trei. Izolarea acestor pacienți, dacă vreați pe Organizația Mondială a Sănătății, ei zic că transmiterea se face prin niște picături mai mari de salivă sau se numesc vapă, ci vor măștile acele albastre care sunt măști medicale și cu care vezi multă lume pe străzi. Cei de la CDC în America consideră că o parte de transmisie este și ca un spray, o pulbere fină care se numește airborne și pentru acelea trebuie camerele speciale pentru negativă împreună cu măștile N95. Acum, nu s-a dovedit prin niciun studiu că apa sau săpunul omoară virusul. Toate acestea, toată lumea indică să ne spălăm pe mâini și cu săpunul, da, mai des. Este acțiunea mecanică, adică noi ne afectăm mâinile, jetul de apă vine și scopește mâinile și virusul este eliminat de pe mâini, dar asta nu înseamnă că e distanță. Exact același lucru am sugerat să se facă și cu clătirea gurii cu apă. Și am fost criticat că nu există niciun studiu. Nu există niciun studiu. Facem un sens și este foarte logic. Și transpulăm de la mâini. Acum, toate dezinfectantele care se pot folosi sunt gelurile cu alcool de 60% sau mai mult pentru mâini, sau 70% sau mai mult pentru suprafețe, apă oxigenată 1%, și, bineînțeles, hipocloritul de sodiu, care într-un clip am arătat cum trebuie preparat. Exact. A doua controversă este dacă acest virus se transmite prin materiile fecale. S-au făcut niște studii și au găsit teste pozitive la materii fecale. Aceste teste care se numesc PCR, Polymerase Chain Reaction, și nu Partidul Comunist Român, da. Detectează numai bucățele din virus. Și dacă testul e pozitiv, asta nu înseamnă că virusul este și viabil. Este cercetător din Germania, au făcut 13 sample-uri de fecale, au găsit PCR pozitiv, deci spuneai că e virusul acolo, și când au făcut culturile, în niciuna din sample-uri n-a crescut virusul. Deci acele mostre de metarii fecale nu erau infective. Deci lumea trebuie să știe bine când vorbește de un virus că se transmite prin fecale. Trebuie să faci o cultură și să dovedești că virusul e viabil ca să infecteze pe altcineva, nu numai un test cu PCR. Ok? Corect. Sigur. Asta revin la acidul clorhidric din stomac. Virusul se multiplică foarte mult în gât, în faringe, de acolo va lua sau calea traheei și bronșilor în plămâni, și pacienții vor deveni bolnavi cu pneumonie, sau o să înghițim, cum înghițim în continuu saliva, și va intra în stomac. În toți acești pacienți n-au fost decât 2% care au avut diaree. Dacă virusul ăsta nu era distrus de stomac și vă garantez că foarte multă lume îl înghite, nu numai îl inspiră în plămâni, atunci erau mult mai multe diarei și atunci puteau să trăiască virusul în fecale și imediat Organizația Mondială a Sănătății și CDC puneau pe website, atenție, virusul se transmite prin bacterii fecale. Deci am avut dreptate când am spus că acest clorhidric trebuie să-l omoare, altfel ar fi în cantități mari și în materiile fecale. În acest sens, e foarte logic și cine crede sau mă critică să mai studieze. Așa e. Sigur. Bun. Domnul doctor, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Vă promitem că revenim la dumneavoastră pentru alte amănunte, poate spre sfârșitul săptămânii, în funcție de cum evoluează lucrurile. Poate chiar în weekend ne vom auzi. Noi ținem legătura. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste... Frumos. Mult succes și pe măsură ce se mai adună informațiile, pentru că ele sunt extrem de volatile în această perioadă și apar tot soiul de lucruri și pe măsură ce evoluează într-un fel lucrurile în România, vă invităm cu mare drag să fiți alături de noi. Și înainte de asta vreau să mulțumesc și familiei Lucy și Nicoman din Statele Unite, prietenii emisiunii noastre, care ne-au ajutat să intrăm în legătură cu domnul doctor. M-am de făcut o precizare. Vă rog.
medicii trebuie să fie atenți în aceste momente, să nu zică că toți pacienții au coronavirus. Ei trebuie să fie siguri că pacienții nu au o pneumonie bacteriană, o insuficiență cardiacă sau poate chiar un embolism pulmonar. Deci când vin pacienți la consultare cu pneumonie, ei trebuie să-și facă diagnosticul diferențial ca și n-ar fi existat virusul ăsta. Pentru că și când a fost gripa porcină, au murit mulți oameni de infecții bacteriene și de infecții specialități la care le s-a pus diagnosticul de gripă porcină pentru că nimeni nu se prea mai cuta la diagnostice. Așa este. Pentru doctori. Da. Așa e foarte util.